Doamnelor și domnilor, urmează știrile din sport prezentate de colegul meu, Mihai Burciu. Bună seara, Mihai! Bună seara, Irina! Sportul românesc a avut un weekend de vis cu medalii la gimnastică și victorii la tenis. Ne spui ce a bucurat pe suporterii români la sfârșit de săptămână? Da, așa este. Chiar a fost un final de săptămână frumos, plin de bucurie pentru fanii sportului de peste Prut și cei din Basarabia. Am avut parte de 4 medalii la gimnastică, dar și organizare frumoasă a României, pentru că a fost gazda competiției acestui turneu continental. Am avut și eu nouă calificare, dar să-i spunem așa, rămâne în continuare în această zonă a doua a grupei mondiale, echipa națională de Fed Cup a României, cu Simona Halep între rânduri, a jucat cu Marea Britanie la Constanța. Din nou, meciuri foarte frumoase în campionatul din Liga 1, așadar rămâne să vedeți în continuare știri importante. Bine v-am găsit! Povestea frumoasă la europenele de gimnastică de la Cluj s-a încheiat cu un succes extraordinar pentru sportivii români. Marian Drăgulescu, Cătălina Ponor și Larisa Iordache au mai adus 3 medalii pentru țara gazda competiției, România. După ce a cucerit aurul la sol, Marian Drăgulescu a fructificat și cea de-a doua șansă să urce pe podium la campionatele europene de la Cluj-Napoca. Românul a reușit să termine pe locul 2 în finala de la sărituri. Este cea de-a 18 medalii a sportivului la campionatele europene. Cu 31 de medalii în palmares, Marian Drăgulescu a devenit cel mai galonat gimnast al României din toate timpurile. Cătălina Ponor a câștigat pentru a 5-a oară aurul european la bârnă, fiind lider absolut din acest punct de vedere. Românca a izbutit din nou această mare performanță la Cluj. Larisa Iordache a terminat și ea pe locul 3 în finala de la bârnă și a obținut medalia de bronz. Momentul culminant al performanțelor obținute la Cluj a fost la ceremonie de premiere, unde pe podium Cătălina Ponor nu și-a putut ascunde lacrimile de fericire. La campionatele europene de la Cluj-Napoca, România a încheiat cu un total de 4 medalii, 2 de aur, una de argint și una de bronz, fiind depășită în clasamentul general doar de Rusia. România a câștigat în mod spectaculos meciul cu Marea Britanie din Fed Cup și tenisul feminin de peste Prut rămâne în a doua grupă valorică mondială. După prima zi, scorul era de 1-1 după ce Simona Halep a trecut de Heather Watson, iar Sorana Cârste a cedat în fața Iohanei Conta. Duminică, Simona Halep și-a confirmat revenirea în formă și și-a luat și o mică revanșă față de Conta, adversar în fața căreia a cedat în sferturi la Mastersul de la Miami. Românca nu a avut probleme de această dată în fața britanicei, de care a trecut în două seturi, scor 6-1, 6-3. Securitatea din scaun, mingea a fost bună. Cum să strige out la minge de meci acasă? Dar nu mai contează. A urmat Irina Begu, care a obținut o victorie superbă în fața lui Heather Watson. După o partidă care a durat 2 ore și 2 minute, românca a dus scorul la 3-1 pentru România. Rezultat final 6-4, 7-5. Ce serviciu, victorie pentru echipa României. Ultimul duel la dublu, care a contat doar pentru palmares, a revenit tandemului britanic. După succesul cu Marea Britanie, România va aștepta tragerile la sorți din vară pentru a afla cu ce echipă vor juca fetele în a doua grupă mondială. Pentru prima dată în cele 5 ediții de până acum, Cupa Unirii la fotbal a intrat în posesia unei echipe de peste Prut. La competiția din Chișinău au participat 8 formații ale suporterilor din România și 8 din Republica Moldova. Întrecerile celei de-a 5-a ediții a Cupei Unirii au fost un bun prilej ca tinerii de pe cele două maluri ale Prutului să se cunoască și să lege prietenii durabile, așa cum se poate întâmpla doar între frații aflați în două state. Din România au participat formații din Iași, Galați, Adjud, Brașov, Bistrița, Petroșani, Vaslui și Oradea, iar din Republica Moldova au fost prezente echipe ale suporterilor celor mai mari cluburi din Chișinău, dar și din Isporeni, precum și Clubul Studenților Liberali. Până la ediția abia încheiată, tinerii liberali
general erau deținătorii trofeului și doar un singur gând îi face să participe an de an la întreceri, Unirea. Deci Clubul Studenților Liberali este la 4-a ediție a Cupei Unirii. Suntem dubli campioni, am câștigat Cupa Unirii în 2014, în 2016, dar gândul nostru este să transmitem mesajul unionist cât mai departe. Să vadă și ceilalți că unioniștii într-adevăr se strâng, sunt o echipă indiferent de ambele maluri ale Prutului, suntem prieteni, suntem amici și scopul nostru este unirea. Și de asta ne-am strâns la această competiție, să fim uniți pentru unire. Și vechea capitală a Moldovei a fost prezentă la competiție, suporterii de la Peluza Nord Iași făcându-și simțită prezența și pe teren, dar și în afara lui. Deși relativ aproape de Chișinău, vremea nefavorabilă a făcut ca drumul ieșenilor să nu fie ușor. Animați de ideea unionistă, tinerii din vechea capitală a Moldovei au participat pentru a doua oară la competiție. A fost un drum cu ceva peripeții, mai lung decât ne așteptam, dar am reușit să ajungem cu, cred că, jumătate de oră înainte de începerea turneului. Anul trecut am avut niște rezultate groaznice, dar anul ăsta am venit mai mulți, mai hotărâți, pentru că suntem unioniști, Basarabia, pământ românesc. De pe malul Dunării, după un drum la fel de greu, suporterii din Galați au făcut atmosferă ca la marile partide internaționale. Gălățenii care în ediția trecută ajunseseră până în sferturile de finală veniseră cu planuri mari la Chișinău. Înainte de începerea meciurilor, jucătorii de la malul Dunării dorind să intre în posesia trofeului. Anul trecut am ajuns până în sferturi, am fost înviși cu greu de unii sub tricolor în sferturi. Acum sperăm să ajungem cât mai departe și să aducem cupa la Galați. Și Ardealul a ținut să participe la sărbătoarea fotbalistică a unioniștilor. Tinerii veniți de pe malurile Bistriței au fost la fel de entuziasmați de participarea la o competiție alături de cei din toată țara. Bistrița! 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 În primul rând să ne distrăm, să facem spectacol și pentru unire, ne dorim unirea Basarabei cu România, să jucăm fotbal, să ne simțim bine. Pentru prima dată în cele 5 ediții, Cupa Unirii a trecut Prutul fiind câștigat de o echipă din România. Trofeul a intrat în posesia suporterilor din Adjud, care în finală au dispus cu scorul de 6-0 de fanii echipei chișinăuiene Zimbru. Cu Nicolae Calancea din Chișinău între buturi, CSU Craiova a obținut în extremis o remiză pe teren propriu în meciul cu Dinamo București din Prima Liga României. CFR Cluj a învins la limită pe Astra și rămâne în cursa pentru podium. Oltenii au început foarte bine partida și au trecut în avantaj după ce Andrei Ivan a înscris în minutul 13. Oaspeții au revenit în partea secundă. Romera a readus-o pe Dinamo în joc în minutul 56 când a trimis o bombă de la 18 metri în vincul porții lui Calancea. Ultimele 10 minute ale partidei au fost pline de dramatism. Nistor a dus-o pe Dinamo în avantaj cu un șut la colțul lung. CSU Craiova a rămas în inferioritate numerică după ce Mateiu a primit direct cartonașul roșu pentru o intrare dură din spate la Nistor. Gazdele au reușit totuși să obțină un punct din această confruntare. Hristos Latinski a egalat în prelungirile meciului când a primit o minge în fața porții. Mai sunt minute de jucat, să vedem dacă va reuși Craiova să egaleze. O centrare, mingea în care Latinski, gol! Dinamo revine pe locul 3 după acest rezultat cu 33 de puncte la 4 lungimi de FCSB și la una de Viitorul. Cele două echipe se vor confrunta direct în această seară. Într-un alt meci, CFR Cluj a dispus în deplasare de Astra cu scorul de 1-0. Ciprian Deaca a înscris unicul gol al meciului în minutul 51 cu un șut plasat la colțul lung. Ardelenii sunt pe poziția 4 la egalitate de puncte cu Dinamo București, în timp ce campioana Astra Giurgiu pare condamnată să încheie play-off-ul pe ultimul loc. Spectacolul din El Clasico a fost la el acasă. Barcelona a câștigat dramatic duelul de pe Santiago Bernabeu contra rivale Real, grație unui gol decisiv marcat de Messi în ultimul minut.
La jumătatea primei reprize, Messi și Marcelo au sărit într-un duel la minge în jumătate de teren a Realului, iar fundașul madrilenilor i-a aplicat un cot în gură starului argentinian care a început să sângereze. Arbitrul însă nu a scos din buzunar nici măcar cartonașul galben. Casemiro a deschis scorul în minutul 33 la o fază la care Ramos a lovit mai întâi bara, iar mingea a ricoșat la mijlocașul brazilian. Barcelona a egalat însă 5 minute mai târziu prin Messi, care a stabilit scorul pauzei. În partea secundă, Real a fost mai periculoasă, însă golul l-au marcat catalanii. În minutul 72, Rakitic l-a driblat pe Toni Kroos și a șutat imparabil de la aproximativ 20 de metri. Ulterior, Sergio Ramos și-a lăsat echipa în 10 oameni după ce a văzut direct cartonașul roșu pentru o intrare dură la Messi și a ajuns la 5-a eliminare într-un El Clasico. Chiar și așa, gazdele au reușit să restabilească egalitatea prin James Rodriguez. Finalul a fost unul plin de dramatism. La ultima fază a meciului, Messi a finalizat perfect un contraatac carte al Barcelonei și a ajuns la golul cu numărul 500 în tricoul Barcelonei. Catalanii egalează Realul și trec în fruntea clasamentului, dar madrilenii au un meci mai puțin disputat. Lotul național de judo al Moldovei a avut o evoluție sub așteptări la campionatul european care a avut loc în Varșovia. La rândul ei, România s-a mulțumit doar cu o medalie de bronz. După ce Denis Vieru a cedat în categorie de 66 de kilograme în fața lui Baruch Shmailov din Israel, ulterior au intrat în concurs Norin Tădărescu și Cornel Andrieș, ambii la categoria de greutate până la 73 de kilograme. Cei doi sportivi au fost eliminați în rundele preliminare de adversari din Kosovo și Lituania. Republica Moldova a mai fost reprezentată la categoria de 81 de kilograme de alți doi sportivi, Dorin Goțonoagă și Nikon Zaboroșciuc. Ultimul a fost aproape de o calificare în semifinale, însă a cedat în cele din urmă în fața rusului Alan Kubetsov. Goțonoagă a fost învins în etapa a doua de un sportiv din Belgia. România se poate lăuda cu o medalie de bronz cucerită de Monica Ungureanu în limitele categoriei de 48 de kilograme. Campionatul european de la Varșovia a reunit circa 400 de judocani din 42 de țări. Acestea au fost știrile din lumea sportului din această seară. Irina, legătura din nou la tine. Mulțumesc, Mihai!